În primul rând, bună ziua la toată lumea, prin dispoziția numărul 1181, din 8-5-2015, emisă de primarul municipiului Bacău, privind preluarea că iau atribuțiile prevăzute de lege pentru secretarul municipiului Pașcan de către Novac Ema Roxana, consilier în cadrul serviciului administrației publică, și Apostol Paul Iulian, consilier juridic în cadrul compartimentului juridic și contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcan, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Pașcan din data de astăzi. Domnul sau doamnă, primit procesul verbal al ședinței din 24 aprilie odată cu materialele. Dacă nu sunt observați, spun spre aprobare procesul verbal și materialele adoptate în ședința Consiliului Local din 24 aprilie 2015. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Dau cuvântul domnului președinte. Din numărul de consilieri, din numărul de noi, sunt prezenți 18. Deci este vorba, este reformit. Nu crezi că nu... Prin dispoziția numărul 1131, primarul municipiului Pașcan dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcan în ședința ordinară de data de 11.05.2015, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcan, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre prin care se ia de demisia Consilierului Local Preșca Vasile și vacantarea mandatului de Consilier Local, inițiarul proiectului primarul municipiului Pașcani. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani al domnului Putin Celnicu Marius, inițiator primarul municipiului Pașcani. 3. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 162 din 2014 privind aprobarea retragerii unității administrativ-teritoriale municipiului Pașcani din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare al SACES, inițiator primarul municipiului Pașcani. 4. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani, 161 din 28.11.2014, și abrogarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani, 182 din 18.12.2014, numărul 2 din 26.1.2015, numărul 3 din 26.1.2015, numărul 4 din 26.1.2015 și modificarea articolului 5 și articolului 6 al hotărârii Consiliului Local numărul 72 din 30.5.2014 și completarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 72 din 30.5.2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SECEA Pașcani SA Iași, inițiator primarul municipiului Pașcani. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de contractului de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inițiator primarul municipiului Pașcani. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, inițiator primarul municipiului Pașcani. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodăriei Comunale și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2015, inițiator primarul municipiului Pașcani. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Pașcani și instituțiile și serviciile publice de intervenție de subordinea Consiliului Local al municipiului Pașcani anul 2015, inițiator primarul municipiului Pașcani. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani, inițiator primarul municipiului Pașcani.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani pentru anul 2015, inițiator primarul municipiului Pașcani. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de expertiză tehnico-economică la obiectivul unității școala cu clasele 1-8 Plăgești, Pașcani, județul Iași și un proiect suplimentar, numărul 12, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-august 2015. Cine este de acord cu ordinea de zi prezentată? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În conformitate cu dispozițiile. Da, vă rog. Ca precizare, de la început, că în conformitate cu articolul 46 alineatul din legea 215 de 2001, domnii consilier Codrin Toma și Emil Crăciun nu participă la deliberare și la vot, la proiectele de hotărâre, de la punctele 3, 4, 5, 6. Da, trecem la primul primul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre prin care se ia de demisia consilierului local Preșca Vasile și vacatarea mandatului de consilier local. Toată lumea a fost prezent la ședința trecută, cred. Am participat și timp ne-a adus acolo știință în plin, așa că toată lumea știe, se spune la vot și proiectul ăsta. Punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci bună. Trecem la punctul 2 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, a domnului Puțin Ternicu Marius. Aveți favorabil, Comisia. Comisia juridică, aveți favorabil. Comisia de validare, nu? Vă rog raportul Comisiei de Validare. Voi da citire procesului verbal încheiat în cadrul Comisiei de Validare. Proces verbal încheiat astăzi, 11.05.2014, în cadrul Comisiei de Validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, nominalizată prin HCL numărul 52 din 22.06.2012, modificată și completată prin HCL numărul 23 din 16.02.2015. Sunt prezenți următorii consilieri locali, membri ai Comisiei de Validare, Senatul, Apostol Carmen Elena, Palade Simona, Enea Neculaie, Anton Vasil. Se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru ca lucrările ședinței Comisiei de Validare se poate desfășura, fiind prezenți 5 consilieri din numărul total de 5 membri ai Comisiei. Se discută condițiile privind validarea mandatului de consilier local al domnului Puțintelnicu Marius. În acest sens, se analizează legalitatea alegerii domnului Puțintelnicu Marius pentru funcție de consilier local pe baza dosarelor prezentate de președintele de ședință. În urma analizării documentelor prezentate, se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru validarea domnului Puțintelnicu Marius pentru funcție de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani. Se supune la vot validarea domnului Puțintelnicu Marius. Sunt voturi pentru 5, împotrivă 0, abține 0. Drept pentru care comisia înaintează propunerea de validare a domnului Puțintelnicu Marius pentru funcție de consilier local. Mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, domnul Puțintelnicu Marius. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Marius, vă rog să depunem jurământul. Mulțumesc.
Subsemnatul, puțintenilicu Marius, consilier local în cazul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Pașcani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 162 din 2014, privind aprobarea retragerii unității administrative teritoriale în Municipiul Pașcani, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Unității Publice pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare al SACIS, Asociația Regională a Serviciilor Apă și Canalizare Iași. Avizul comisiilor. Comisia economică a zis favorabil. Favorabil. Urbanism favorabil. Favorabil. Mulțumesc. Am înțeles că la aceste proiecte vor să ia cuvântul și cei din societatea civilă. Cine sunt acei doi? Domnul Popa, domnul Mățatu. Domnul Pentru și mai am doamna Părăitat. Da. Poți încheia primul, dacă încercați, nu mai interveniți. Deci spuneți tot ce aveți și lăsați după aceea să vorbească fiecare. Da, domnule președinte, după aceea pe care l-am primit de hotărâre. Domnul care a fost votat și a depus jurământul acum, ca și consilier la Consiliul Municipal Pașcani, va avea drept de vot în această ședință? Da. Când a avut din domnul, poate era invalidat, nu era validat de către Consiliul Local. Când a avut să studieze toate materialele care urmează a fi votate în această ședință. Dar poate dânsul era invalidat, domnule consilier juridic, asta trebuia să vă spun puțin mai mult. Dacă era invalidat, nu mai avea drept de vot. Da, dar cunoștințele și lui pot avea. Eu n-am știut câte zi v-am anunțat dumneavoastră, prin rest, eu am anunțat pe cei în drept, i-am anunțat. Dar v-am făcut mențiunea prin ședința de vineri, dar n-ați anunțat-o, că ați avut grijă să anunțați domnii de la Iași. Pentru că nenii nu trebuie să fie ce se discută în Comisia Economică. Nu știu dacă ați anunțat și ceilalți Comisiei Economică. Da, proiectul de hotărâre, că dumneavoastră ați dat aviz favorabil pentru acest proiect. Proiect care... Dădusem și înainte și știați, ați participat înainte. Da, și pe 28 noiembrie, dumneavoastră a dat aviz. S-au și domnul primar a făcut atunci chiar nu hârtiuța cu toate... Domnul Moțatu, vă rog la proiect, nu cereți cont de activitatea mea. Vă rog să vorbiți direct la proiect și atât. Atât deocamdată. De proiectul ăsta, că mai sunt încă de legate de asta. Da. Domnul Popa. Eu mă bucur că domnul Puțintelnicu a depus jurământul astăzi, pentru că a reamintit tuturor, cred că v-am respectat tuturor consilierilor ce ați jurat la preluarea mandatului de consilier. Să lucrați pentru binele, cu bună credință, pentru binele cetățenilor acestui municipiu. Prin delegarea serviciilor și asocierea la SACES, dumneavoastră am mai repetat-o și o mai repet încă o dată, n-ați lucrat pentru cetățenii municipiului Pașcani.
inclusiv bugetul local. Pentru că rata aia la BEI de 1.900.000, o să o plătim din bugetul local, diferența de cât vă dă ASACE, sub conform actul adițional semnat de domnul primar în 12.06.2014 și mi-ar trebui că acum ați propus un proiect de hotărâre să-l aprobați după 4 ani de zile. Mi se pare cam ilegală situația, dar mă rog, nu-i treaba mea să constat ilegalitatea acestui fapt. ASACE, să vă dă maxim, eu am socotit 200.000 de lei. Până la 1.900, 1.700.000 o să plătiți toți consilierii din buzunar. Redevența. Pentru că în momentul când ați concesionat acest serviciu, dumneavoastră aveți un operator local care rezerva Papașcani, care vă plătea această redevență. Luați 0,78 de bani pe metru cub de apă potabilă, inclusiv apă canalizată, de la preserva Papașcani, adică în cuantumul unui 1.900.000 de lei. Un alt aspect. Din momentul în care ați delegat serviciul și până în prezent, ASACE-ul nu va da nicio, din câte știu eu, nu va da nicio redevență. Poate vă da ceva. Puteți să executați doar în momentul că au făcut niște lucrări și să considerați în, au îngropat niște conducte prin vale, să considerați în, în baza redevenței că acoperă cu, cu conductele îngropate această diferență de redevență. Un alt aspect este și faptul că cred că n-ați analizat, dacă la primele două hotărâri, 71 și 72, când le-ați aprobat, era o scuză că n-ați avut timp să studiați la mănunțime toate documentele ASACE, să ale APA de Talșă, inclusiv contractul de delegare, pentru că eu am mai spus-o și o repet, consider că regulamentul ASACE, de altfel și domnul Ciocan, au revenit la momente mai bune și mi-au dat dreptate într-un este ilegal, nu respectă cele două legi, legea cadru, legea 51 de furnizare a serviciului de utilități publice și legea specială care reglementează serviciul de apă și canalizare, 241. Asta părecea și o stație de epurare, stația de epurare n-ați dat-o, ați lăsat în primul rând și nici n-ați obligat operatorul APA Vital să încheie contract pentru prestarea serviciului de epurare cu preserva Papașcani. Aceasta era, preserva este în subordinea Consiliului Local, a prestat această activitate de epurare a apelor reziduale gratuit pentru APA Vital. N-au primit niciun ban. Le-au dat ei ceva, 1.600.000, dar așa cam o treime de cât putea să, de cât era în urmă așa idee. Plus că eu am considerat-o un abuz. Și faptul că s-a intervenit de la ASACE și le-au dat în jos prețul celor de la preservapa. Au considerat ei că ăștia de la APA Vital o să-mi plătească toți cei 4 milioane de metri cub și că prețul ar veni 1.08 în loc de 1.43 cât au cerut pe preservapa. Și apoi, cred că nu ați analizat nici rentabilitatea societății APA Vital. Haideți să facem împreună un calcul. În momentul în care ați delegat serviciul la preserva Papașcani, ăștia aveau în anul ăla vreo 50.000, din câte știu eu, profit. 50-60, nu știu, aproximativ. În condițiile în care furnizau acest serviciu cu 50 mai puțin pe metru cub față de APA Vital. APA Vital a încheiat anul 2013 cu un profit net de 7 milioane. Dacă s-o potim că după spusurile celor de la preservapa, ei livrează 2 milioane jumate de metri cub de apă plus canalizare, înmulțit cu 1.050.000, ar veni cam 2.750.000. Nu? Profit. 1.050.000 la care nu l-ați aprobat ca tarif la... Adică n-au avut tariful la nivelul lui APA Vital. APA Vital furnizează acest serviciu la o are, cred că, de cel puțin 10 ori mai mare decât municipiul Pașcani. Și au un profit de doar 7 milioane, mulțumit 2,750 plus 10 și vedeți că este mult mai rentabil preservat. Așa cum critici, că ăla au făcut, că celălalt, că nu luat de la populație, că nu au încasat, că nu au acționat în judecată. Eu pot să vă citesc, dacă îmi permiteți, și un răspuns al domnului primar, în care spune că APA Vital
operează ilegal în municipiul Pașcani. Dar cine mai semnează lângă mine? Păi semnează și secretarul. Dar ilegalitate cine semnează? Păi nu? Domnul primar, dar dumneavoastră sunteți primul. Nu. Uitați ce spuneți, în urma delegării acestui serviciu către Sicea Apabitală, aceasta a început să presteze către cetățenii municipiului Pașcani legal motivat de faptul că nu toți beneficiari aveau contract cu prestatorii de servicii și nu aveau aprobare. Aici e greșeala care a făcut-o Consiliul Local, de către autoritățile publice locale, un regulament de organizare și funcționare acestui serviciu. De asemenea, tot domnul primar precizează că în perioada de negocieri, cei de la APA Vitale și la SACES au refuzat orice fel de negocieri. Eu am mai spus-o și mă repet încă o dată. Cei de la SACES au un regulament împotriva legii și a Constituției. Prin faptul că au precizat la articolul 230, parcă dacă nu mă înșel, că serviciul se furnizează la, în condominiu numai în baza încheierii unui contract cu reprezentantul de scară sau cu asociația. Fals. Nu spune nici legea și nici Constituția țării. Nu te obligă ca să ai acces la un serviciu de utilitate publică să-ți înfintezi asociația. De altfel, după ce domnul Doru Ciocan, președintele ANRSC, le-a dat ca articol de lege articolul de la SACES și i-am scris înapoi, el îmi spune că în acest scop, mai le trimit un răspuns, în acest scop proprietarii se pot asocia, adică au devenit la sentimente mai bune, se pot asocia, nu e obligatoriu când fac cei de la APA Vital și Arsacisul. Și mai spune că furnizarea serviciului cu apă și canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare prestare. Asociația poate să intermedieze, așa spune legea 230 a asociațiilor de proprietari. Asociația de proprietari poate intermedia servicii, în special cele de utilități publice, dar numai în baza unui contract de furnizare între furnizor și utilizator. Adică între mine, proprietar de apartament dintr-un bloc, și domnul de la APA Vital, care e furnizorul meu, eu am un contract semnat cu el. Dacă nu plătesc eu, pe mine mă debranșează, nu tot asociația. Oricine de la APA Vital îi debranșează ca chiar întregeau. Uitați-vă la Podul Iloaie, la Târgu Frumos, uitați-vă pe site-ul lor să vedeți cum au debranșat asociații întregi. Pentru că nu și-au plătit 2-3. Păi, sunt într-un bloc, nu au posibilitatea. Sau unii poate să șmeche. Te duci și acționezi împotriva ăluia. Nu împotriva la toți, îi pedepsești pe toți, că astea sunt, sunt legi de tip nazist. Așa făceau din vremea naziștilor. Fugea unul din așa, îi împușca pe tărți, din satul ăla. Lidice, nu mai dăm exemplu. Așa. Faptul cu banii care o să-i plătiți din buzunare este treaba dumneavoastră. Dacă așa. Mai este o problemă care vreau să vă atrag atenția. Sunt unii dintre noastre care au anumite profesii care în momentul când, dacă veți fi condamnați, cred că nu o să primul puteți presta. Eu am trimis o sesizare și vă spun public, către DNA. Dacă vreți, vă și citesc. L-am nominalizat pe domnul primar, pe domnul Adomniță, pe domnul Dan Cărlan, pe domnul Beneș, adică conducerea Arsace și conducerea APA Vital. Pentru să vină să ei au posibilități, domne. Aveți acces la tot felul de surse de informații. Vedeți dacă s-au comis ilegalități și s-au încălcat. N-am zis că-s vinovați. Am spus dacă sunt încălcate anumite prevederi din articolul legii anticorupție. Am trimis-o aseară, am și un răspuns de la domnul prim-ministru, că am mai trimis un memoriu referitor la poziția domnului Dan Cărlan și al domnului Adomniții, când au venit aici, eu zic că au făcut presiunea cu dumneavoastră și v-am spus că vă aduceți aminte cum bătea domnul Adomniță Câmpii, că m-am înervat la o emisiune Invit și am sunat atunci, când spunea el că de mâine, adică de pe 30 martie, domne, nu mai furnizează nimic. El vine și dădea soluții economice, că ștornau ăștia facturile de la APA Vital, credea că el unul în subordinea lui și aia o să accepte ștornarea facturilor de plata energiei de la APA către APA Vital. Niște tâmpieni. De fapt, faptul că a spus niște tâmpieni domnul Adomniță, acum se află unde se află. Eu vă rog să votați funcție de interesul pășcănenilor. Atât. Mulțumesc, domnul Popa. Următorul. Vreau să spun și ce se poate. Vreau să spun unei asistențe juridice pentru noi civili, pentru noi societatea civilă, ne face să înțelegem în modul diferit. De exemplu, am înțeles că prin această trecere la SACIS, de fapt, Consiliul Local
nu mai există în relația dintre Pășcănin și Iacu. Arsacisu devine persoană juridică delegantă. Ia hotărâșe. Să nu spun, ne spun că Arsacisu acolo, fiind această asociere, adunarea generală hotărâște. Adunarea generală a Arsacisu, îi pornesc hotărâșe la fel cum a hotărât doamna Domniții și domnul Cârlan când au venit la Pașcar. Deci nu se mai pune problema ca acest Consiliu să mai aibă vreo relație, niciun fel de relație cu Apatitan. Pentru că Arsacisu devine persoană delegantă. Cu drept de semnătură, cu hotărâșe absolut tot. Și nu mai hotărâșe Consiliul așa cum spun legile referitoare la distribuția apei și la serviciile de canalizare. La fel, domnul consilier nou care a depus jurământul, sunt curios dacă cunoaște acest contract de delegare și dacă articolul 17, care este cel mai interesant de acolo, care ne taie nouă pășcănenilor toate drepturile, dacă îl cunoaște. Și dacă mai are conștiința că votează pentru pășcăneni, că a rămas surprins la jurământ, a crezut că s-a schimbat jurământul consilierilor din 2012 până acum, când le-a spus că va face totul în folosul pășcănenilor a localității. Nu este o fi schimbat jurământul. Dar să revenim la legile. Odată ce ne ajungem la Arsacis, nu mai există Consiliul Local în relația cu apa. Așa spun acolo. Că am citit și eu, știa să zic. Nu mai există Consiliul Local, cere redevență, hotărăște, face. Dom'le, de ce nu ajunge la licitație? Să vină apa vitală la licitație, să câștige prin licitație și atunci Consiliul Local își poate impune condițiile. Pentru că nu mai vine prin Arsacis. Odată ce am ajuns la Arsacis, Arsacis hotărăște pentru noi. Nu există nimic se poate face Consiliul în relația cu apalita. Cam atât am avut de spus eu pe mine. Mulțumesc. Bă, rog, eu, pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Sorin Valariu, președinte de partid de Mișcare Populară și sunt astăzi în fața dumneavoastră ca și cetățean al municipiului Pașcani, la ce tot de casă și impăstei pe ea, că grei s-a mărit factura la acolo, aproape s-a dublat factura la acolo. Ce vreau să vă spun astăzi, vreau să vă pun o întrebare și dacă o să permiteți să vă fac și o sugestie. Anume, eu prezum faptul că dumneavoastră sunteți cei mai buni gospodari pe care partidul, șefii dumneavoastră de partid, colegii dumneavoastră de partid v-au ales și v-au pus pe listă ca să candidați la Consiliul Local. Și iată, astăzi dumneavoastră sunteți postulat de consilier. Ce vreau să vă spun? Un bun gospodar, vă spun eu, un gospodar, în momentul când își achiziționează un bun sau un serviciu, merge, luăm omul de rând, merge undeva, la o firmă, la un meseriaș, la un magazin, și se interesează de un preț, de unei condiții, de garanție, de prestarea acelui serviciu. Sunt mai mult de aici, începe o întreagă discuție, întrebări și răspunsuri. Întrebarea cum vine, și bineînțeles, după ce dumnealui merge la acel magazin, nu știu, societate sau așa, cu siguranță dumnealui va merge și în altă parte va întreba. În cel puțin două locuri, spune, 3, 4, nu. După care dumnealui va lua o hotărâre pentru el însuși. Acum vine întrebarea dumneavoastră, înainte de a da acest vot pentru delegarea serviciului, ați avut sau aveți pe masă dumneavoastră măcar două oferte de la două societăți cu același obiect de activitate? Vreau să asta răspunsul o să l-am prin votul pe care îl vă mai spun că am stat și mai spunea și un moment dat și am sezizat că totuși apa caldă există. Ce vreau să vă spun? Referitor la domnii de la Pavitas, dumnealor spun că nu se pot face contracte individuale. Eu ar vrea să-i contrazic. Și asta am și să vă dau și documente, să vedeți că o societate, ca să vă spun și noi, Raja Constanța, are aceste contracte.
contracte individuale. Este o societate care are 151 de localități, de care peste 30% din acestea sunt municipii și orașe. Da? Și ca să ajung la alt discuție care am avut-o, vă spun chiar a spus domnul de la Capital, ca să încă ce o să citească dumneavoastră acest document, vedem dacă domnii lor, cei de la Capital, au avut un dialog sau au fost doar un monolog, ca să citesc chiar de domnul de la Capital. Asta am vrut să spun. Și să vă dau aceste documente. Sunt trei pagini, dar am subliniat undeva acolo, cu pregătirea de a să vă uitați la pagina numărul 3. Și să vedeți, înainte de la vot, v-aș ruga să mulțumim. Cred că e cazul să spună părerea și consilierii locali. Cine vrea să discute ceva de la proiectul cu numărul 3? Eu am să fac câteva precizări, nu numai la toate, ci la toate cele 3-4 proiecte care vizează delegarea acestui serviciu. Și, sigur, nu-mi propun să dau răspuns la întrebătorii mei. Eu am să încerc să prezint situația de fapt pe care o avem în acest moment cu acest serviciu. Deci, cunoașteți bine că am delegat serviciul în iulie 2014. Am aprobat acele două hotărâri de consiliu prin care am delegat serviciul la APA Vital prin Asociația Intercomunitară. Au apărut problemele pe care le cunoaștem și nu vreau să mă refer la ele, vis-a-vis de o parte din clienți sau încheiat contracte, o parte. Marea majoritate a clienților care sunt branșați la case, societăți comerciale și o parte din scări, sunt un număr de 90 palinți și 2 sau 3 scări branșate la încheiate contracte și comunitare. Restul nu au dorit, nu au încercat să găsească soluții pentru branșare la acest serviciu. Fac precizarea de la început, pentru că noi nu am luat această decizie. Nu vă supărați, dar eu și-ți îi consider. Deci nu am luat această decizie pentru că PSA-ul avea o situație atât de grozavă financiar și, știu eu, a fost plăcerea unuia sau altuia. Decizia am luat-o împreună pe baza datelor economice pe care ni le-a prezentat cei de la PSA. Dovadă că și în acest moment, deși s-au pirat niște bani de la Capital, practic banii sunt blocați pentru că sunt în litigii cu RGCL-ul, cu alți furnizori și domnul ședinții de partid aici. Vă rog frumos, dacă vreți să faceți propaganda electorală, căutați altul loc. Dați-ne voie să ne desfășurăm ședința așa cum trebuie. În calitatea dumneavoastră de participat, vă rog frumos. Vă rog frumos. V-am dat cuvântul, ați vorbit, atât. Spuneam, dovadă că situația PSA-ului este precară, reprezintă și 15 milioane miliarde de lei care sunt blocați în conturile PSA-ului, nu poate face plăți, nu poate plăti energie electrică consumată la stația de curare și aceasta produce o problemă deosebit de mare. Sigur, noi am revocat cele două hotărâri prin hotărârea 161 și 162. Le-am revocat în luna noiembrie. Eu întreb retoric societatea civilă, inițiatorii acelui proiect de hotărâre, care este responsabilitatea din punct de vedere juridică, financiară, materială. Deci, întreb, sunt inițiatori, au inițiat, care este responsabilitatea? Că în urma acestei decizii, sigur vor fi cu siguranță o serie de aspecte, în primul rând financiare, și se vor plăti niște bani. Așa cum bine au spus unii dintre cei care s-au înscris la discuții în această ședință.
Sigur, noi suntem, am spus-o și cu alte prilejuri, un caz inedit. Am separat acest serviciu, delegând la două societăți acest serviciu. Respectiv, epurarea am delegat-o la PSA și celelalte două le-am delegat la ceilalți de la Apa Vital. Apa Vital a încasat până la 1 aprilie, inclusiv epurarea. De la 1 aprilie nu mai încasează epurarea, are tarif separat pe canal și epurare. Deja până la 1 aprilie a virat parte din banii pe care trebuia și-i datora la PSA. Sigur, vor fi diferențe, se vor clarifica între cele două societăți. Problema este că de la 1 aprilie societatea PSA nu are încheiate contracte cu niciun client pentru epurare, absolut cu niciun client nu are încheiate contracte de epurare și în acest moment suntem în situația ca epurarea să nu poată fi încasată pentru că suntem în situația similară cu cele 300 de scări la care nu putem încheia. Nu putem încasa pentru că nu sunt contracte încheiate de furnizare pe apă, iar cu PSA-ul nu putem încasa epurarea pentru că nu sunt încheiate contracte de epurare cu clienții. Dar lucrurile acestea produc efecte financiare. Și în continuare vor produce efecte financiare. Repet, responsabilitatea revine dumnealor sau revine nouă. Eu nu vreau să pun presiune pe Consiliul, Doamne Ferește, dar trebuie analizat, în primul rând, din punct de vedere financiar, după care să analizăm problema din punct de vedere responsabilității legale. În acest moment sunt pe rol numai puțin de 5 dosare vis-a-vis de abrogarea celor două hotărâri, respectiv hotărârea 71-72. Un prim dosar este obligația de a face, prin care și-a declinat competența. Noi am obligat Apa Vital să le branșeze, și-au declinat competențele de la judecătoria Pașcani, se află la tribunalul Iași, urmează să stabilească termen. Un al doilea proces este ordonanța prezidențială prin care noi am solicitat imperativ să rebranșeze și să continue să opereze municipiul Pașcani, acțiune care s-a pierdut în instanță. O a treia dosar îl reprezintă nulitatea absolută a hotărârii 162 intentat de arsace. Al patrulea dosar, nulitatea absolută 162-161 acțiune Apa Vital. Al cincilea dosar este un dosar penal la poliția și respectiv partenerul Pașcani, unde eu, nu știu dacă șevicele, șeful poliției și secretarul, avem acțiune penală pentru că am tot referitor la acest serviciu. Sigur, întrebarea se pune, aceste hotărâri în condițiile când vor rămâne definitive. Să pornim de la ideea că le vom câștiga pe toate, deși mă îndoiesc. Dar în condițiile când nu le vom câștiga, aceste hotărâri sau efectele acestor hotărâri, mai bine spus, au produs efecte financiare. Acele efecte financiare, a cui va fi responsabilitatea? Și aici mă refer în primul rând la neîncasarea apei furnizate din iulie până în acest moment și la neîncasarea serviciului de epurare începând cu 1 aprilie. Lăsăm la o parte alte responsabilități, dar cele două aspecte. Mergând mai departe, suntem blocați în acest moment cu toate investițiile pe 3-4 străzi, pentru că conducta de apă și canalizare este șvaițer și ei nu pot să continue investiția pentru că nu pot asigura garanția, pentru că curge apă în continuu, deci se infiltrează în apa freatică din conductele de apă din apă potabilă și nu pot continua investițiile pe aceste străzi pentru că
în condițiile când aștept covor asfaltic, ei dau garanție și nu-și asumă responsabilitatea garanției, pentru că motivat de faptul că în acele zone nu, conducta de apă nu prezintă siguranță, se infiltrează în pământ, în apa freatică și produc. Deci ei nici nu pot continua, că el ar trebui să întrerupă, să lase să usuce o perioadă de timp, după care să reia activitatea. Întrebarea care se pune în acest moment, PSA-ul nu putem să-i delegăm direct. Eu am dat la compartimentele de specialitate și am semnături aici. Le am aici și o să le arăt. Deci, asta este prima adresă pe care am făcut-o la compartimentul de specialitate pentru demararea procedurii de pregătire a caietului de sarcini și a studiului de oportunitate. Iar celălalt este la compartimentul de achiziții și documentele eu nu le-am ținut la mine și nu le țin la mine, că n-am niciun interes. Deci sunt la serviciul de specialitate toate, toată documentația în vederea organizării licitației. Licitația, ca să pregătim, durează, după părerea mea, 2-3 luni de zile ca să demarăm licitația. Demarăm licitația, ce facem pe parcursul celor 3 luni de zile? 2 luni jumătate, 3 luni de zile. Pentru că noi avem o notificare prin care ne notifică că ei vor înceta furnizarea apei în municipiul Pahor. Cine își asumă responsabilitatea să delege direct serviciul la PSA? Licitația poate dura 3-4 luni, dacă sunt contestații, și un an de zile. Pe perioada respectivă, cine operează în municipiul Pașcare acest serviciu? Deci sunt întrebări, sunt lucruri la care, sigur, dumneavoastră trebuie să hotărâți, iar nu mai spun că ne asumăm o mare responsabilitate vis-a-vis de a renunța la tot ce înseamnă investiții în viitor pentru municipiul Pașcani. Pentru că bani din alte surse nu vor fi decât fonduri europene și fonduri proprii. Eu am ținut să fac aceste precizări, pentru că situația nu este simplă. Situația nu este simplă nu numai cu serviciul de apă, este în aceeași situație și serviciul de salubritate. Ne-a invitat cu miliardele amendă și dosar penal, pentru că aruncă gunoaiele prin toate păraile și prin toate bravele. Iar serviciul de termoficare îl cunoașteți foarte bine, ci datorii are și serviciul de termoficare. Deci decizia am luat în cunoștință de cauză și eu nu îmi reprobez acea decizie pe care am luat-o împreună cu Consiliul Local, pentru că am cunoscut situația financiară. Domnul Popa spunea că după spusele PSA, după spusele, păi noi nu am luat decizia după spuse, noi am luat decizia după documentele pe care ni s-au prezentat. Da, am ascultat pe Costin și domn din societatea civilă. E adevărat că deci și-au spus punctele dumneavoastră de vedere, dar votul aparține consilierilor care trebuie să-și asume responsabilitatea. Dar tot noi, cei aleși de întreaga urbe, trebuie să-i reprezentăm pe cei care sunt, care doresc canalizare și distribuție pe aerodrom, care doresc distribuție și canalizare în Găștești, în Vlăgești și alte străzi chiar de municipiul Pașcani. Ca atare, fiecare să ne gândim și la viitorul orașului, este vorba și de cele 13 milioane de euro care în programul masterplanul universului este vorba să beneficiem și noi de ei pentru investiții. Deci sunt multe lucruri de luat în seamă. Domnul Marius Pintilie, am înțeles că vreți să... O precizare doresc să fac, da? Și destul de importantă. Deci în hotărârile unde este prevăzută redevența o să reformulăm articolele, redevența o vom solicita la nivelul creditului BI, până când vom achita creditul BI. Când o să ajungem, o să reformulăm acel articol, pentru ca să eliminăm acea
Așa. Și asociația după aceea să ne dea răspuns de ce nu. Deci conform ordonanței 98 o să prevedem în articolul respectiv, deci noi modificăm în Consiliu, o să reformulăm astfel încât redevenim să fie acolo. Domnul Marius Cântărie? Da, eu nu, inițial nu vreau să iau cuvântul, vreau să merg în dreptul vot, pentru că este cel mai important, dar pentru mine mă lovește domnul primar, așa că... Asta. N-am cum să, să tac din gură să ascult asemenea aberații. Deci, asta e. Redevența, dacă este de aia, deci o tot vreau să facem până acum. Pentru că tot o lungim atâta cu redevență, au regulile lor. Și dacă am aderat la asociația lor, au regulile lor. Noi suntem amanetați din momentul în care mergem cu Arsaceu și cu Apatutat. Investițiile se puteau face. Domnul Șimjan, ați refuzat investiții în orașul ăsta? Dacă eram, dacă Consiliul Local până acum 25 de ani avea grijă de Preserva APA sau de celelalte societăți, puteau face investiții. Astăzi nu avem ce să discutăm noi de APA Vital, pentru că lucrurile trebuiau să fie puse la punct până acum. Dar cum să crezi că poți să faci investiții la Pașcan, când toate societățile care sunt sub ordinea Consiliului Local sunt în faliment? Nici nu te lasă creierul să-ți imaginezi că la Pașcan poate să funcționeze ceva. Pentru că nu a funcționat nimic până acum. Și noi sunteți unul din acei oameni politici care au făcut parte din clasa politică din până acum. Din 25 de ani. Ce treabă au cetățenii până la urmă, n-am înțeles. Cetățenii au propus un proiect. Ce vină au ei? Noi am votat. Deci responsabilitatea nu aruncați pe cetățeni, că domnule, voi propuneți un proiect, dar ce responsabilitate aveți voi? Noi am votat. Deci în noiembrie până la urmă, nu am votat noi în noiembrie, nu am spus, domnule, în noiembrie, tot Consiliul Local aici a spus, domnule, da, într-adevăr, APA Vital nu e un lucru bun la Pașcan. Ce s-a întâmplat de atunci? Ați tergiversat, ați dat un stânga în dreapta, nici n-aș știut ce să faceți, cum să faceți. Ba cu specialistul, ba fără specialist, ba mai ați votat și dumneavoastră proiectele și ați fost într-o totul de acord. Analizând situația pe seamă. Da, așa este. Așa este. Deci marea mea greșeală... Peste noapte nu s-a schimbat situația pe seamă. Deci marea mea greșeală știu mai multe astăzi decât știam astă vară. E clar că știu mai multe și nu pot greși a doua oară. Dar marea mea greșeală a fost că astă vară am fost și într-o comisie de negocieri și am fost nepregătit acolo. Mi s-au pus în față niște documente pe care nu știam să le analizez suficient și am luat o decizie care astăzi, pentru mine, este o decizie foarte grea. O să vedeți că după votul celor două proiecte propuse de dumneavoastră, eu îmi dau demisia din Consiliul Local. Pentru că nu am altceva de făcut. Este ultimul lucru pe care îmi rămâne mie să-mi recunosc greșeala făcută astă vară când am votat acele proiecte și după aia eu am avut altă, contrar, altă poziție și am făcut, cred că, tot ce am putut eu în calitate de consilier local ca să repar greșeala făcută astă vară. Am făcut comisii de analiză, am făcut proiecte alternative la cele ale dumneavoastră, mi-am exprimat părerea și în Consiliul Local și public pe la televiziune, nu mai am ce să fac. Deci ăsta este ultimul gest pe care pot să-l fac, să-mi dau demisia, să-mi văd de treaba mea, pentru că n-am cum să-i explic unui om pe stradă care mă întreabă, domnule, cine a dus apa la Pașcan, apa vitală la Pașcan? Eu am fost unul dintre ele. Deci, cum, stați așa că n-am înțeles, cum adică cei de la Preserva APA să aibă contracte de epurare? Ca și cum Preserva APA ar putea să aibă contract cu fiecare apartament sau cu... Preserva APA are un singur client. Și eu mă întreb. Are, păi, dar cum spuneți dumneavoastră că Preserva APA nu are... Asta e decizia Consiliului. Nu este posibil așa ceva. Cei de la APA Vital sunt singurii furnizori de apă poluată pentru cei de la Preserva APA, deci dacă aveau de plătit, trebuia să plătească până acum. Și chestia aia cu dosarele pe care spuneți dumneavoastră, domnule, ce mare tragedie avem, atâtea de dosare în curs, vai, ce să ne cine mai speriem noi că avem atâtea dosare în curs cu APA Vital. Dar eu nu am spus să sperii pe nimeni. Dar nu, că, eu așa vreți dumneavoastră să sugerați chestia asta. Trebuie să înțelegeți, asta este atitudinea celor de la APA Vital. Deci, în momentul în care noi, sau viitorul Consiliul Local, care va fi, o să fie, o să se opună cumva celor de la APA Vital, vă spune imediat aceeași tehnică. Proces. Și o să vă amenințe, și o să vă sperie, și o să facă ce vor ei. Proces imediat, ca să vă... V-am spus, suntem amarestați.
Am încheiat. Da, mulțumesc. Dacă mai este cineva, trebuie să vă spun că se află în mijlocul prezent la ședința noastră și domnul director al SACIS, domnul Beneș. Dacă vreau cineva dintre colegii noștri să spună vreo întrebare, dacă nu voi supune votului, proiectul numărul 3, privind de revocarea hotărârii numărul 162. Cine este pentru? Țineți mâna sus ca să poată număra. Da? Ați numărat? Împotrivă? Două împotrivă. Câți au fost împotrivă și s-au abținut? Toate cele pe dată. Au fost 4 împotrivă și 2 împotrivă și 4 s-au abținut. Deci și cât? 4 și 2 împotrivă. Da, este cu jumătate. N-are 4. Acum avem. De acum avem cu patrimoniu și trebuie să ceva risc. Iată o situație total hilară. Da. Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 161 din 28.11.2014 și încetarea efectelor juridice ale hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 182 din 18.13.2014, 2 din 26.3.2015, 3 din 26.3.2015, 4 din 26.3.2015. Da? Urbanism nefavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt puncte de vedere, cine vrea să scrie la cuvânt la acest proiect de hotărâre? Vă rog, domnul. Da. Sunt de acord cu această hotărâre cu modificare la articolul 7 în care se spune de, se vorbește despre redevență. Și aș vrea să o modific și să vină așa, astfel încât contravalorile redevenței calculate conform contractului de legare, da, să fie echivalentă cu obligații de plată a municipiului Pașcan la restituirea creditului BI până la data finalizării de ambursare acestui credit, 16.2026. Deci, eliminând celelalte articole legate cu echivalentul minim al creditului. Au mai fost în Comisia Economică niște modificări în sensul că încetarea efectelor la articolul 2, 3, 4 și 5 s-a înlocuit cu abrogarea și 10. Termenul și la și 10, 10. 10, da. Și la articolul 10, da. Dacă mai
Amendamentele pe acesta. O să stați puțin dacă vorbești, mă bat peste el. Deci, cine se înscrie la cu? Lasă strânat cu amendamentele economic. Da? Bun. Deci erau aceleași amendamente cu să înlocuiește formularea încetarea efectelor juridice cu abrogarea pentru articolul 2, 3, 4, 5 și 10. La articolul 7, dacă el este schimbat în totalitate, să înțeleg că articolul 7 are două alineate, 1 și 2. 2 mai rămâne în vigoare? E pentru prima oară când se aduce înlocuirea amendamentului. Asta era bunul. Trebuie să-i predăm bunurile, că nu sunt predate. Nu. Deci nu, deci el spune foarte clar, termen 30 de ani, iar atunci procesa, bunul director, se va opta între cele două. Bun, și bun, și atunci dacă bunul director este mai mic ca valoare, îi pun diferența? Dacă asta a căzut. Nu, 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 e clar, nu mai e. Am vorbit vorbire, aici nu mai vorbesc de redevență, e vorba de obiectul de retur, predarea lor. Că nu s-a făcut o predare a obiectului de retur. Domnul, scrie la aliniatul 2, aliniatul 2 a optat pentru una din cele două mare de calcul, are redevență. Adică aici nu mai poate să rămâi rămâna, decât eu îl oblig la primul cum să plătească redevența în valoarea cuantumului. Pentru nu mai poate să dumneavoastră să... Deci dispare. Rămâne numai prima parte, că în termen 30 de zile la încheierea procesului vreau să predau obiectul de retur. Vă rog, domnul, pot să zic o? Da, permiteți? Eu nu se oprește de ședință. Da, vă rog, aveți cuvânt. După părerea mea, ar trebui să rămână aliniatul, pentru că nu numai, se referă nu numai la valoarea redevenței, ci și la modul de calcul, de câte ori să fac plățile. Deci mai există o serie de amănunte care ar trebui stabilite într-o hotărâre de Consiliu Local ca să fie... Calculația și calculația și ține de plăți, nu ține de doar de calculări de plăți. În funcție de ce se calculează, de ce este. Cazul Pașcanului este deosebit față de restul județului. La restul județului, redevența se dă la OAT prin asociații și se întoarce înapoi la operator. Pentru că operatorul a contractat creditul de cofinanțare. La Pașcani, această redevență rămâne la municipiu, la UAT. Este important de stabilit printr-o hotărâre de Consiliu Local cum se va face rambursarea, la ce perioade, pentru că nu cred că nu e important să știți când... Dar nu scrie aici. Nu scrie aici. Învățământ în sănătate. Deci a rămas la aliniatul 2, dar la în termen 30 de la încheierea procesului de redare. Redarea bunului director. Mai era la articolul 9, operatorul local, aici se zice preserv apă, Pașcan în loc de preserv apă, locuim cu primăria, bunurile sale primăriei. Da. În prima fază, bunurile vor trece de la preserv apă, vor trece la primărie și primăria va preda bunurile de retur către operator. Ce rugăminte, dacă mai aveți modificări, în momentul în care votăm fiecare articol în parte. Deci atunci, dacă mai aveți, mai interveniți. Cum mai și mai era la tot la articolul 9, alineatul 2, în loc de încasat, era facturat. Ține de epurarea dintre apa actual și peste. Era aici încasat, nu încasat. Vedeți că se leagă pe ei, ei nici n-au încasat pe apă și... Nu, facturată de la client. Facturată de la client. Încasat la client, se poate, dumneavoastră, posibil să iei facturată. E corect, de ce n-are corect? Da. O întrebare. Bă, Dorin, mai sunt aici. Domnul Beneș, o întrebare, dacă... Da,
Dumneavoastră, ca interfață a relației primăriei Oarteului cu Amital. Noi, în data de 24 aprilie, la ședința trecută, am, exact în, în formularea asta, am făcut proiectul de hotărâre. Din câte știm cu toții și știm foarte bine, APA Vital a refuzat să accepte această variantă și ne-a trimis o notificare că întrerupe operarea la Pașcani. Dacă dumneavoastră ați discutat cu ei și dacă credeți că APA Vital acceptă varianta asta, în cazul în care nu acceptă, probabil că va mai fi altă ședință cu același subiect și să vedem ce noi facem în continuare. Deci dacă credeți și dacă aveți o corespondență cu ei, bineînțeles, pe documente nu aveți nimic de deocamdată. Faptul că modificăm noi articolul, dar dumneavoastră ce credeți? APA Vital va agrea să plătească redevența în cuantum temă? Nu, APA Vital trebuie să agreze. Sau asociația. Asociația. Deci această hotărâre o vom supune miercuri în Consiliul Director al Asociației. Și dacă va primi aviz favorabil, se va vota în AGA, da, săptămâna viitoare. Deci nu hotărăște APA Vital 200 de bani în numele membrilor asociației. Iar dacă îmi permiteți o corectură, APA Vital nu a dat notificarea în urma hotărârii din Consiliul Local, ci invers, înaintea. Da, înainte ca acele hotărâri să fie după ce Consiliul Local a făcut avizarea, au văzut, băi, ăștia chiar trec proiectul ăsta cu redevența și nu-i cazul să... Dar se va întâmpla la fel. Nu știu, eu pun o ipoteză. Nu redevența a fost cu eu. Dar ce a fost care a fost? Adică noi tot ne rugăm de APA Vital. Haideți, domnule, v-am dat odată cu 18, v-am... În noiembrie ne-ați adus numele peste noi, am revocat. Acum am făcut o tărăie în 24, nu a trecut. Mai facem una, cât spuneți dumneavoastră, ca așa asociați, cât mai putem noi rezista așa, să ne rugăm de APA Vital? Nu este hotărâți. Dacă... Păi, dar putea, dacă la comisii să apară... Dacă hotărâți întreagă hotărâri de aici, la comisii să apară măcar varianta asta că ar fi posibil. Eu am mai spus cu alte ocazii. Dumneavoastră ați considerat delegarea serviciului la APA Vital o afacere. Dar nu o afacere, da. Eu zic că APA Vital a considerat o afacere. Și au început local. Pentru noi, Consiliul Local nu este o afacere. Chiar nu este nici afacere. A fost o mână de ajutor, o mână de... Cum spun, o dorință de a ajuta Pașcani. Să avem în continuare, pentru că dacă nu aveam, dădeam curs la notificare la APA Vital. Nu pentru bani, domnule, pentru bani, nu pentru altceva. Vreau să încep ceva pe domnul Vernic. În asociația dumneavoastră pot funcționa doi operatori? Nu. Dar dacă hotărăște asociația? De ce nu pot? De asociație și noi, de ce nu pot? Statutul fixează lucrul. Dar nu puteți modifica statutul? Să-l actualizați și cu legislația? Statutul este făcut după... Chiar dacă ar putea să funcționeze doi operatori, trebuie tot licitație organizată. Așa că... Așa puneți dumneavoastră monopol, deci aveți asociații, spuneți asociații, aveți un singur operator. Așa a spus monopol de tot. Domnul consilier, dorința este de regionalizare, nu de fărâmițarea acestui serviciu. Deci, cu cât area de operare este mai mare, cu atât cheltuielile sunt mai mici. Dar aici e vorba de... Dacă mai este cineva. Regionalizarea țării, noi ușim că nu ai niciun. Și acum, aici avem tot regionalizare și până la urmă îi supunere. De ce să hotărășesc unii lucruri? Domnul, vorbim despre eu să cuvânt, dar vorbim fiecare așa cum vorbim. Domnul Popa, mă rog, dacă mai știu. Eu zic că iară vă dă o păcăleală șansa și sus apa, dar nu sunt vreo referența de 1.900.000. Asta nu știți dumneavoastră, nu știți asta. Sunt sigur, sunt mai sigur. Doi, aveți acolo un proiect de hotărâre, aprobare actul adițional numărul 12. Acum suntem la proiectul ăsta. Nu se contează, la aprobarea actului adițional care l-a semnat domn primar, se prevede clar cât e redevența. Adică 0,20 de bani față de 0,80 de bani care luați la preserv apa, înmulțit cu procentul valoare procentuală a rețelei și ajunge la maxim 200.000. Votați în continuare, dacă nu suntem la proiectul, dacă nu, hai să... Să-l dă la proiectul ăsta. Să-l dă la proiectul ăsta.
Aș vrea să-l întreb pe domnul Beneș sau domnul primar, în cazul în care această redevență de 1.900.000 nu va fi aprobată în cadrul adunării generale a Arsaces, ce se vor întâmpla cu aceste proiecte dacă ele vor trece? Cum mai pot fi modificate? Păi nu, dumnealor nu acceptă acest 1.900.000 să plătească redevența în cadrul ședinței dumnealor. Eu cred că acum este, dar este tot scurt. Ori face investiții, ori dă bani. Bun, vorbim doar presupunem. Dar dacă nu vor accepta, ce se întâmplă? Dar asta e tot o presupunere pe care o spuneți dumneavoastră. Corect, dar înainte de a-mi exprima votul, aș vrea să întreb cealaltă parte în cazul în care nu vor fi acceptate. Ce se întâmplă cu proiectul? Devin nule? Sunt două variante. Unu, revocare și doi, instanță. Dacă mai sunt, da, mulțumesc. Societatea comercială, cine are acțiunile majoritate la această societate comercială? Câte acțiuni are Pașcanul la societatea comercială, la această societate comercială, ca să ia? Zero. Păi zero bani va lua de acolo. Noi plătim, ei au beneficiile. Noi plătim, ei au beneficiile. Vă rog, deci, dacă puteți să spuneți ceva la obiect, dacă nu... Așa, a fost rugat să facem aici lângă Pașcanul un groapă de bună ecologică. S-a refuzat. Nu știu cum de s-a refuzat. Aproape a fost ca să facem. Și ducem cu noi și plătim mai mult. Așa faceți și ne scoateți banii din buzunar. De fapt, asta este singura lucru care faceți. Ne scoateți banii din buzunar și ajung la alții. Da, nu știu, poate să dacă, de rândul consilierilor, dacă mai e cineva, dacă nu, voi pune pe rând la vot punctele din proiectul respectiv. Deci, fiecare articol în parte. Articolul numărul 1, revocarea hotărârii 161 din 28.11.2014, prin care Consiliul Local al Municipiului Pașcani a aprobat denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către SECE Apa Vital S.A. Iași. Bun. Cine este de acord? Cine este pentru? Țineți un pic mai mult mâna sus ca să se poată număra. Spuneți când ați terminat de numărat. 11. Împotrivă. Abțineri. Deci două împotrivă și... 3 sau 4? 4. Nu trecut. Mergem mai departe. Articolul numărul 2. Abrogarea hotărârii numărul 182 din 18.12.2014, prin care Consiliul Local al Municipiului Pașcani a aprobat actul adițional numărul 4 la contractul de delegare de gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 17062 din 2012, încheiat de Municipiul Pașcani cu SECE Preserva de Sapa și Puneți la vot amendament pe lui. Sub aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu amendamentele menționate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hai, trecem la spații de azi. Cum? Nu știu. Trebuia două, trei.
Asta e situația cea mai helată. Da. Trebuia cu 13 voturi și pentru Arsaces. Nu? Nu e adevărat. De ce? Dar nu facem mult. Nu, dar ce este? Asociație. Schi într-o asociație, la nivelul lui Chichi, cu gunoiul. De exemplu, dacă vine într-o asociație cu gunoiul, nu se trimite la două chichi. Da. Asta este, trecem la proiectul următor. Proiectul cu numărul 5, proiect de hotărâre privind abrogarea proiectului... Aprobarea... Nu mai obiect. Dar asta, în final, are ca să ne dea... Nu mai are ce să ne dea. Cu numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Comisia Economică a desfavorat. Comisia Juridică. Favorabil. Patrimoniu. Proiectul ăsta de hotărâre, eu vi-l propun să-l votați ca să poată să-mi dea redevență. Nu, nu-i dea redevență. Pe perioada... Pe perioada cât a operat, în spate. Exact. Da. Dacă sunt puncte de vedere... Ce aveți să fost zămiți? Ce? Unde? Dar și nu știu să-l dăbăți. Da, dar doamna a zis că îmi dăbăți. Da. Mă bat dimisie în Cineci. Cineci, așa da dimisie. Da, este vorba de proiectul cu numărul 6. Dacă vrea cineva să spună părerea vis-a-vis de acest proiect, dacă nu o supună aprobării dumneavoastră proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De două abțineri. De ce abțineri? Trei abțineri? De acolo trebuie să fie 50%. Da, deci... De noi trebuie să încasăm de la ei. Două trei. Câte lucruri de-au? Nu are problema. De asta vreau să repet, să înțeleg toată lumea. Nu pentru activitare viitoare, ci pentru ceea ce a fost până acum. Nu știu că e până acum. Păi, dar nu mai operez cu el, că nu s-a votat, nu? E clar, iese, vot, că nu mai vot. Nu mai e același operat.
Da, deci n-a trebuit niciodată. Am înțeles cineva, e vorba de eu. Domnule, nu prindeți lecții, dar nu ai înțeles? Domnule, mă dai în jocară, domnul învățat, mă dai în jocară, că n-am respectat-o, dar nu te iei de linie. Vă rog frumos! Dacă îți fii două, trei? Și cum te fac? Dați-mi voie să repet cine este pentru acest. Da, mă rog, țineți-vă, atunci de votez. Numărați. Numărați. Cât sunt? E tot așa o votaș dată, dar cum numărați dumneavoastră? Împotrivă. Cine numărați, doamne? Abține două. Trei. Trei abține. Trei abține. Așa au fost. Nu cu numărul tău. Da, trecem la următorul punct de pe ordine de zi. Cu numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități desfășurate de serviciul gospodărie comunală și serviciul sede și spații verzi în anul 2015. Comisia economică a zis favorabil. 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 Patrimoniu. Da. Dacă sunt puncte de vedere sau vreți să ne spuneți ceva, domnul viceprimar? Da. Acesta este un program de activități a serviciului gospodării și spații verzi, țineri spații verzi. E cam târziu, într-adevăr, venit cu el, dar s-au făcut și unde modificări, pentru că, vedeți, dumneavoastră, apar situații de la o zi la alta, a trebuit să schimbăm balustrada, a trebuit să facem mai lanta, apar tot felul de probleme și care numai prin serviciul gospodării le putem face. Și am mai modificat programul într-un fel și ca să putem să mergem mai departe, să aprobați această situație de lucrări pe 2015, să reușim să o ducem la capăt, că sunt multe lucruri. În Comisia Economică a fost o adăugare la articolul numărul 1, așa că se numărește 1, care face parte integrantă, doar în ceea ce privește activitățile, nu și bazate. Deci, activitățile în sine, da, de acord cu ele, că restul sunt parte nu știu de vizie de lucrări, așa au fost prezentate. Se fac situații de lucrări lunare, materiale se achiziționează. Da. Până la toată urmă sunt cele mai ieftine lucrări care le realizează primăria cu serviciul de gospodărie. Dacă nu mai sunt, da, vă rog, domnule Enea. Mă bucur că domnul viceprimar a luat inițiativa de înlocuirea balustradei de la pasajul rutier, pentru că era strict necesar și sper că în continuare să se rezolve și cu rosturile de lactație, de la cele trei rosturi de lactație, cu o soluție tehnică corectă. Se lucrează la asta, știu eu. Așa, și, da, dar să nu mai... materialele și așa, și o recomandare, dacă acest proiect, ținând cont că s-a finalizat proiectul european referitor la parcul municipal și foarte multă lume beneficiază de acel parc. În zona Poștei, unde se intră în parc, la intersecție cu panta Republicii, acolo avem acel scuar în fața la cofetăria Art, complexul de acolo din zonă, și rugăm să amenajeze un pic serviciul de sere și spații verzi cu flori și îndepărteze un pic de acolo ce mai este și dacă putem găsi o soluție de iluminat. Acolo se află și statuia domnitorului Ștefan cel Mare și e un loc central unde... Deci, ca recomandare pe viitor. Atâta mai. Da, mulțumesc, domnule. Da? Dacă mai sunt alte intervenții, domnul Onechi, tot legat de lucrări efectuate de gospodăria comunală, eu zic că ar trebui luat un pic orașul la pas și văzut că sunt multe borduri desprinse din, datorită celor care parchează mai brusc și lovesc bordurile. Și sunt multe, multe, multe exemple. Deci aici ar trebui făcut o verificare pe toate străzile unde sunt borduri care sunt desprinse cât trebuie. Un pic de ciment și pot trebuie repuse la loc. Atunci. Mulțumesc, domnule Echivăr. Da, dumneavoastră ați vrut să spuneți ceva. Bună ziua și mulțumesc pentru că ați acceptat
să spun, pun două întrebări scurte la subiect. Prima întrebare este, când locuitorii orașul Pașcani vor plăti apa, indiferent că e apa vital sau prestări servicii Pașcani? Deci n-am spus întrebarea atunci. Și totuși am înțeles, până la urmă se mai tărăgânează treaba și nu e clarificat. Asta va mai fi de durată. Deci mai tare. Și acum, a doua problemă. Rog pe domnul de la APA Vital să-mi dea un răspuns. Dacă nu se alăre la APA Vital, poate să fie și președinte asociație. Asta a fost întrebarea. Da, o legătură. Dacă întrebați mai devreme, era domnul, sau este aici așa? Hai. Iertați-mă, în legătură cu parcul Creștișorul, deci am o sugestie, dacă vreți, să fac acceptați. În weekend, lumea vine, se uită, dar cred eu și am găsit câțiva care ar dori să se plimbi cu o barcă, pe lacul ăla acolo. Deci ar trebui achiziționate niște bărcuțe cu o persoană care să răspundă sănătatea lui, ca stabiliți un preț și vine și un ban la buget. Trebuie curățat un pic, e plin de plan. Poți schimba bărcuțe. Nu, trebuie să faci cheltuiala. Și de un ban. Da, investiți. Da, deci eu salvamare, nu mai multe ați luat de bani, nu ați luat de bani. Ideea este foarte bună dacă s-ar găsi un operator privat. Ideea este foarte bună dacă se găsește un operator privat și vine pe adresa la primărie. Vine rău. Domnul, supun aprobări de la proiectul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu abținere nu am pentru. Cu numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Pașcani și instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Pașcani pe anul 2015. Comisia Economică a zis favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine supun aprobării dumneavoastră, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani, Comisia Economică a venit favorabil. Favorabil. Comisia juridică? Favorabil. Să știți că am studiat acest regulament în întregime și sunt mulțumit că pentru fiecare compartiment există responsabilități, există atribuțiuni care ar face să funcționeze pe totul așa cum este normal. Problema este însă că nu toate funcțiile sunt ocupate, ba există și compartiment care nu are nicio angajare. Am înțeles că se înscriu tot mai puțin candidați la posturile libere, cred că nu știu care e cauza, ori salariul, ori ceva se întâmplă. Faptul care face să nu poți să consiliul local, primăria respectiv, cei din aparatul primarul municipiului nu pot să asigure serviciile așa cum este normal să fie. Cred că ar fi, am discutat și cu doamna de la personal, doamna Bunțuc, găsite toate mijloacele prin care să se atragă oameni calificați, oameni care știu ceea ce trebuie să facă și oameni care își doresc să facă. Ăsta e punctul meu de vedere. Dacă dumneavoastră aveți discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu
cu numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani pentru anul 2015. Comisia Economică aviz favorabil. Comisia favorabil juridic. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cu numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de expertiză tehnico-economică la obiectivul de investiții utilități școală cu clasele 1-18 Pașcani, județul Iași. Domnul primar, vă rog. Da. Avizele. Juridic favorabil cu amendamentul locuirii aprobării cu însușirea de la articolul 1. A. Da. Urbanism, același amendament. Da. Însușirea în raport. Favorabil cu același amendament. Însușirea, nu aprobă, nu e așa. Da. Însușirea, am și modificat aici. Da. Învățământul e de acord. Sau nu aveți. Credeam că fiind școală, credeam că mă întreba și pe da. Dacă sunt domnul primar, vă rog. Da, deci s-a început în 2007 o investiție la Plăgești, în Ministerul Învățământului, Inspectoratul Școlar. N-au mai finanțat de la bugetul de stat această investiție. Deci în 2011, parinții s-au întors 10. Nu s-au mai alocat bani. Este într-un anumit stadiu de execuție. Eram obligat să facem evaluarea investiției până la nivelul la care s-a reușit să se realizeze investiția. Însușim această expertiză, facem testul de executat și să dăm drumul să finalizăm, acest grup sanitar de la Școala Plăgești. Problema este acolo că suntem aproape de școală cu apa. Dar problema va fi tot apa, că vom finaliza acest obiectiv și nu vom avea apă. Dacă mai sunt discuții, cum ar vrea acest proiect? Dacă nu, cu ce bani a fost? Până aprobării, cine este pentru? Cu amendamentul. Cu amendamentul, însușire. Împotrivă, abține. Nu a fost prinsă și apa? O abține. Două abține, da. Nu a fost prinsă și apa? De ce? Cu numărul 13, pe ordinea proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada... Domnul Alexa. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2015. Propuneți. Mă rog, domnul. Bondaș, Adriana. N-a fost niciodată. Mai sunt propuneri? Dacă nu, cine este pentru domnișoara Bondaș, Adriana? Împotrivă? Abțineri? La diverse. Da, mă rog. Sunt domnul viceprimar. Ce se întâmplă cu proiectul PIDU în zona Valei? Având în vedere că există statul investițial referitor la apă. Da, sâmbătă s-a descoperit o problemă care cred că se știa mai de demult. În momentul când au decopertat acel strat de asfalt de pe betonul aplicat, s-au găsit garghele în sfârșit pentru preluarea apei meteo. Toate sunt înfundate până la nivelul solului, cu pământ, cu portul. Canalizarea menajeră este înfundată, se întoarce către subsolurile blocurilor. Am anunțat pe cei de la Apavital, prin persoana domnului Toma Viorel și Lucian Tibi. Astăzi s-a dus acolo să intervină și ne vor spune dacă pot sau nu să facă ceva în sensul ăsta acolo. Cei de la constructorul s-a dus pe strada Fântânelii să lucreze acolo, să toarne primul strat de asfalt. Se vor întoarce pe joi, în situația în care va fi așa o turnă asfalt, pentru că constructorul nu poate să mai aștepte. Atât pe izvalul că și pe Eminescu. Și se va turna asfalt în condițiile existente. Și nu glumim că spunem lucrul ăsta. Același lucru, știi? Pe esplanadă este aceeași problemă. Astea sunt problemele. Finalizarea proiectului PIDU până la ce dată este? Până în noiembrie.
2015. Și reușiți să finalizați? Conform graficului, costul spune că da, dar în condițiile existente, da? Pentru că știți foarte bine, când a fost făcut acest proiect, nu s-a prins nimic legat de partea de schimbare de conductă, de apă, canalizare, refacere canalizare. În acest proiect nu face parte. Nu-i votau și să ia sumele. Nu-i nevoie de investiții în zona respectivă. Așa. Și este document depus la ADR, prin care GSA-ul s-a dat adresă că nu este nevoie de investiții și în următorii 5 ani nu se vor face investiții pe zonele respective. Cum să se facă? Deci situația este așa cum este. Astea sunt problemele noastre. Și este riscul de a schimba banii de ambiente. Există posibilitatea? Există posibilitatea în caz de intervenție ulterioară să restituim banii de la PIT? În situația în care ești nevoie să intervii pe construcții, pe infrastructura respectivă, știți foarte bine, sunteți conștienți că suntem în situație de a pierde finanțarea europeană și au restituit din bani publici. Au restituit? Da. Și mai e încă o problemă, în proiectul care a fost făcut, nu s-a prins și un aliniat acolo, am înțeles că pe investițiile făcute, primăria realizează venituri. Și era foarte important să fie prins că realizează sau nu venituri. Și a fost prins că nu realizează venituri. Așa s-a spunea. Și ne-a dus la cunoștință doamna care se ocupă la fondurile europene că timp de 5 ani după finalizarea investiției nu putem închiria sau concesiona. Deci e vorba de esplanadă, de scări mari, mici și așa mai departe, nici un metru pătrat de teren. Da. Vă mulțumesc și declar o închisă în prezența ședinței de astăzi. Nu este posibil. Nu.